Astăzi a avut loc ședința semestrială a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în cadrul căreia s-au discutat mai multe puncte importante de pe ordinea de zi. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, alături de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, s-a întrunit astăzi în ședința semestrială pentru a discuta patru puncte extrem de importante de pe ordinea de zi, printre care și situația lucrărilor de apărare, regularizare și igienizare a cursurilor de apă de la nivelul județului. Într-adevăr, pe primul semestru al anului 2023, județul a fost confruntat cu o diversitate de situații, unele de mai mare amploare, altele de mai mică amploare. Am avut și inundații și fenomene hidrologice, meteorologice. Am avut o multitudine de coduri portocalii și roșii. A trebuit să activăm CJCCI-ul, a trebuit să activăm toate instituțiile cu competențe pe această problematică. În general, mă declar mulțumit de activitatea tuturor colegilor și a instituțiilor pe care dânșii le reprezintă. Au răspuns cu promptitudine atunci când a fost cazul. Am reușit, chiar și acolo unde au fost daune foarte mari în OAT-uri, să finalizăm acea activitate de evaluare a pagubelor și să facem demersurile necesare pentru ca localitățile respective să poată beneficia de anumite fonduri de la bugetul statului. Deci, în general, s-a răspuns corespunzător acestor provocări și consider eu că și în continuare colegii noștri, bineînțeles împreună cu noi, vom avea aceeași atitudine dacă vor mai apărea astfel de situații. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a declarat că este foarte mulțumit de cum au decurs intervențiile în situațiile de urgență din județul nostru. Totodată, în cadrul ședinței de astăzi, a fost discutată analiza privind rețelele de alimentare cu apă gestionată de SECOM la nivelul județului, iar un alt punct important discutat tot în cadrul aceleia ședințe privind situația operativă de la nivelul județului Mehedinți, care a fost generată de fenomenele meteorologice periculoase produse în perioada 12-18 iunie 2023. În cadrul ședinței au avut loc discuții importante în ceea ce privește cele patru aspecte enumerate de pe ordinea de zi. S-au propus soluții pentru punctele care au avut un caracter nesigur și s-au discutat modalități prin care județul Mehedinți să prospere din anumite puncte de vedere.